importanță are aceste 3 ani de președinție acestui președinte care, contrar Constituției, vă l-ați ales? Păi eu crescut 3 bărghii, doamnă, între acești 3 ani de zile. Când va fi aleasă noua conducere a PCRM-ului? Și voi trebuie, jurnaliștii, după băgați nasul atribuțiile noastre a partidului. Care e problema? Dar să fim serios. Nu numai că pute, dar în genere pute totul. Un tupism nemaipomenit. Ion Megafon îți fac el ordine în Chișinău. El nu condus nici cu fiarme de 2 iepuri. Pentru că ei erau acolo și erau sub control și ținem de gât. Cum numai într-o parte, cum deodată n-am miastă. Lăsați fiind sănătoși. Da, sunt de acord. Da. Chiar dacă sunt primitiv și chiar dacă nu au pregătire respectivă. La noi și mentalitatea au aceștia care vin naționalici, care vin miniști, care vin nu știu unde. El credea s-a așezat în fotoliu, deodată nu știu din cer lui curge minte, curge capacități, profesionism, el știe totul, face tot. A doua zi, dar el începe, într-adevăr, crede și începe a da recomandări.